Bună ziua și bine ați venit! În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc în numele companiei Regata că ați acceptat invitația noastră de a face primii pași în deschiderea unui nou magazin Regata. Numele meu este Gabriel Drăguș. Sunt director operațional și administrativ în compania Regata și eu am fost coordonatorul acestui proiect pe toată durata anului 2018, de la început până în prezent, pe care astăzi îl finalizăm. Ce pot să vă spun este că nu a fost un proiect simplu, nu a fost un proiect ușor. Pot să spun că a fost o adevărată provocare să deschidem într-un an în care, bănuiesc că știți cu toții cum decurge economia în România, și mai mult având în vedere concurența locală și sau regională. O întreagă echipă de profesioniști a lucrat la crearea unui nou concept cu care intrăm în rândul jucătorilor de DIA. Concept cu care încercăm să și vom face eforturi să satisfacem cât mai bine nevoile, să satisfacem nevoile clienților de bricolaj. Ce aș vrea să vă mai spun, câteva date tehnice despre proiectul care, repet, îl închidem astăzi. Este un proiect cu o valoare estimată și cheltuită la peste 1 milion de euro. Ne întinde pe o suprafață mai mare de 11.000 de metri pătrați, aici, în locație. Au fost create peste 50 de locuri de muncă noi. Gama de produse are peste 4.000 de repere cu care vom acoperi un procent cât mai ridicat din nevoile clienților de specialitate, de bricolaj. Serviciile noastre pe care le punem la dispoziția clienților sunt într-o continuă perfecționare pentru satisfacerea cât mai bună a cerințelor clienților noștri. Și aici putem aminti transportul la domiciliu, atât pentru materiale grele, cât și pentru cumpărături uzuale. Putem spune de suport tehnic și o echipă de profesioniști care zi de zi vor încerca la fel să satisfacă cerințele clienților noștri. Am investit timp și resurse în crearea unui mediu cât mai profesionist de lucru, în special pentru angajați, dar în aceeași măsură și pentru clienți, pentru a le pune la dispoziție informațiile de care au nevoie. Avem, cu siguranță, vom avea clienți care vor veni doar să solicite anumite tipuri de informații, lăsând decizia de cumpărare pe mai târziu, însă și pentru clienții care vor avea proiecte de anvergură, proiecte care de obicei se întind pe durata mai multor luni sau ani. Cam astea sunt datele despre acest proiect. Noi mai avem în discuție, în derulare, proiecte mai multe pentru anul 2019 și anii următori. Însă, pentru detalii mai multe, o să-l rog pe colegul meu, domnul director comercial Romeo Arvinte, să vă dea mai multe detalii. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, Gabriel! Profit de ocazie să vă spun și eu bine ați venit în noua locație. Romeo Arvinte este numele meu, sunt director comercial, așa cum a precizat și colegul meu, Gabriel. Ceea ce vedeți aici este munca unei întregi echipe, de care eu sunt mândru și pe care profit de ocazie să o felicit, pentru că merită, și sperăm ca pe viitor să putem beneficia de aceleași bune servicii și aceeași bună colaborare în interiorul întregii echipe. Eu aș vrea să vă spun mai multe lucruri despre Regata, în primul rând, foarte pe scurt, ca să vedeți nivelul de profesionalism pe care s-a atins și ceea ce ne dorim să oferim publicului târgovitean. Regata nu înseamnă doar ce știe lumea și magazinele din Târgoviște. Înseamnă o echipă de distribuție la nivel național, formată din peste 50 de specialiști care își desfășoară activitatea pe teren, care au contact permanent cu peste 2500 de entități juridice specializate în același domeniu. În urma acestui feedback pe care îl avem permanent din piață,
De-a lungul existenței noastre am reușit să dezvoltăm o gamă foarte bine adaptată la nevoile publicului din România, publicului larg. Astfel am reușit să devenim furnizori foarte importanți pentru tot ceea ce își dă peste 2500 de clienți importanți în România. Experiența aceasta acumulată am transpus-o în acest nou concept și sperăm ca și pe viitor să o putem dezvolta și să o punem mai departe în slujba, să spunem, a publicului târgoviștean. Nu ne vom opri aici, așa cum a spus și colegul meu, avem proiecte asemănătoare, unele ba chiar mai complexe, dorim să venim în sprijinul publicului și privat, entități juridice, instituții publice, cu un pachet mai bun, mai potrivit cerințelor din piață. Nu ne dorim să copiem pe nimeni, nu ne dorim să facem, eu știu, alte vendete, cum se obișnuiește de obicei. Avem drumul nostru, îl vom continua și sperăm să-l ducem cât mai departe. Așa cum vă spuneam și în început și în încheierea, vă spunea cu colegul meu Gabriel, aceste locații vor fi pe tot județul Dâmbovița, au termen de finalizare, unele dintre ele chiar anul viitor, și sperăm ca la următoarele locații să fiți alături de noi, să putem să vă prezentăm lucruri interesante. Așteptăm publicul târgoviștean să vină să vadă, să cumpere și de ce nu să ne facă sugestii cu privire la ce putem îmbunătăți și ce putem aduce ca să ne fie bine tuturor. În ceea ce privește echipa care o avem în spate, avem politici noi de personal, ne dorim foarte mult ca și oamenii care vin în magazin să găsească aceeași căldură pe care noi am găsit-o. Sperăm ca și dumneavoastră să fiți convinși de acest lucru și echipa din spate de achiziții, de vânzări, să se ridice la standardele pe care clienții le solicită în ziua de astăzi. Cam atât am avut să vă spun despre proiectele noastre. În ceea ce privește piața locală. În ceea ce privește piața națională, avem un proiect în desfășurare care va demara la începutul anului viitor. Este vorba de primul magazin serios, spunem noi, de vânzări online de materiale de construcții. Este un proiect foarte îndrăzneț, la care se muncește de foarte mult timp, la care s-a alocat resurse foarte mari, atât de personal, financiare, logistice. Sperăm să fie ceea ce trebuie pentru anul viitor și nu numai, și totodată să ajute foarte mult și acest tip de magazine pe care noi le vom deschide. Așa cum vă spuneam și mai devreme, rețeaua noastră este destinată tuturor categoriilor de clienți, că vorbim de entități juridice, persoane fizice, instituții publice, și credem cu tărie că aceste categorii de clienți vor găsi la noi exact ceea ce au nevoie pentru a-și definitiva proiectele lor.